frumos să faceți ultimele retușuri, pentru că de ce? Păi nu suntem Așa. noi gen. Așa, Gata. Hello guys. Ne-am pus Hello. și Welcome microfonul. Welcome to your channel. Wow! Domnul de... Nu știu ce să fac la internet, dar la televizor ești mai frumoasă. Nu știu ce să fac aici. Așa sunt eu când vine weekendul. Strălucesc. Da. Pentru că, de ce? Iată, după o lună, în sfârșit, suntem și noi liberi să mergem acasă. Abia aștept să rămân liniștit acasă. Să... Păi, dacă astăzi când... Am văzut că la Cluj pleacă toți în Germania, așa că tu poți da, să rămâi. Da, nu mă tragă curentul în partea aia, știi, să ajung la aeroport. Exact. Cine știe cum mă găsiți săptămâna viitoare pe plantație acolo, la Căpșunel. Să dar știți aveți că în mare parte cei care, în mare parte cei care pleacă sunt din Suceava, nu sunt din Cluj. Am păi înțeles. E bine. Dacă din Suceava e bine, am văzut că sunt foarte ordonați. Păi e foarte bine să fii pozitiv în perioada asta. Nu, nu e bine să fii pozitiv. Doamne ferește! Nu e bine să fii pozitiv, tocmai asta e ideea. Ca vibe, ca... Extraordinar, da, da. Asta mă refer. Tot la izolare au stat și ei, doar ei. Nu știu dacă îi cunoașteți. Sunt doi oameni deosebiți. Mie îmi plac foarte mult de când au apărut ei împreună. Gina și Smiley s-au filmat la ei acasă. Te iubesc, mâine îți gătesc mazăre sau un indian. Uite, vezi ce frumoasă e izolarea pentru unii. Da, pentru unii, da, frumoasă. Exact. Da. Uite, cam ăsta este dialogul, vă rog să ascultați. Așa, spune-mi... Zi, simpaticule. Ce te enervează cel mai tare la colegul tău de izolare? Ce mă enervează cel mai tare? Mm. Să-ți răspundă eu. Ce ce crezi că mă enervează cel mai tare? Păi zi. Ce crezi? Că este dezordonat. Ce este? N-am auzit. Cum? Dezordonat. Ah. Este dezordonat. Am înțeles. Vreau să fac o scurtă pauză. Eu cred că ei erau față în față fiecare cu laptopul. Da, 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 exact. Vreau să spun că momentul în care eu m-am însurat și m-am mutat cu nevastă mea, nevastă mea avea o problemă reală cu dezordinea, pentru că ele au fost două fete la părinți și erau ordonate, mama lor era unguraică, deci ordine și disciplină. A venit și s-a întâlnit cu Șerban. A început să-și arunce ciorapii în stânga, în dreapta, să lase în bucătărie dezastru, să... Deci era terminată și nu înțelege ce se întâmplă. Și iau zis, eu sunt curioasă cum o să mă descurc eu, că trebuie să-mi găsesc unul ordonat, că eu sunt mai ceva decât Catrina. Unde păi da, da. Dezastru. Ioana, dacă îl găsești pe la ordonat, o să stea mult cu tine, că o să fugă. Păi asta e. Să mergem mai departe. Și dacă să nu ascultăm... fuge, îl pierd printre lucruri. Să ascultăm ea. Bun, și lucrează la asta, nu? Da, apreciez lucrul ăsta, lucrează la asta. Da. Ce mâncăruri noi ai gătit de când ești în izolare? Mai, na, nu știu. Ce mâncăruri noi am gătit? Nu am gătit nimic. Nu, nu am gătit nimic nou. Da, că trebuie. Și nu crezi că ar fi cazul? Apropo, să știi că mai este din pulpa aia de curcan în frigider. Aia de ieri? Da, aia de ieri. Aia de ieri. Când eram noi mici, ne găteau părinții, mamele noastre și mâncam 3-4-5 zile din mâncarea respectivă. Acum trebuie să mâncăm în fiecare figuri, zi, în păi fiecare da. Zi? Păi da. N-aș vrea, totuși, să nu exagerăm. Ce urmează să gătești mâine, spre exemplu? Ce ai? Păi mâine am stabilit cu colegul meu de izolare da. Că o să mâncăm de mai, așa, mai, cum îi spune, fără carne. Și mă gândeam să fac o mazăre. Sau un pui indian, că e fără carne. Bine. Ce zice colegul de izolare? Bă, e mulțumit, e foarte bucuros. E foarte, foarte bucuros. Este, nu?
Da. Sau un pui indian? Păi un pui indian e fără carne. Băiteți, bă. Nu, dar de e de izolare. Păi de izolare, de neizolare. Nu, nu știu. Problema e. Se zice că în izolare trebuie să mănânci comfort food, adică să mănânci ce-ți place ca să te respecti și să nu iei razna cu capul. Dar Ioana Șerban, eu în calitate de șef le recomand așa, dacă vor mânca mazăre să doarmă separat, iar dacă vor mânca pui să doarmă împreună. Vai, ce răutate mică. Mazărea, mai mare. Mazărea balonează, deci este... Eu cred că el acum e doar invidios că nu-i gătește lui mazăre. Da. Să mergem mai departe, să mai ascultăm ce mai spune Gina, pentru că acum urmează punctul culminant. Și un pui indian, dar zic puiul indian să-l păstrăm pentru weekend. Da, ok, ai dreptate. Da. Cam cât, uite, poți să le spui și lor de cât timp mă chinui aici să fac setup-ul ăsta. Eu l-am făcut mai repede. De cât timp nu m-ai mai văzut astăzi? Deci, dragii mei, azi dimineață ne-am băut cafeaua împreună, după care a dispărut. Și suntem acum în izolare. Să vin acasă, și să mă să iau pâine când vin. Păi el s-a izolat în studioul lui. Bine, așa o să deci fac. De azi dimineață nu te-am mai văzut. Bine, stai acolo, înconjurat de lumini și camere Stella. Și fire și... Da, auzi, aș vrea să te întreb, astăzi e Asia Express? Da, acum mă uit la emisiune. Ah, ok, bine. Mă uit la mine. Te lăsăm să te uiți la emisiune. Mă uit la mine. Ia, fii atent. Auzi? Atenție, ia. Te iubesc. Hai acasă, mă. Vin, acum. Mai am un pic. Păi mă, ce te durea gura să-i spui și eu vin acasă, te pup. Na, bă, n-ai, ca să nu-mi pierde foanele ăsta, mă. Deci îl cunosc. Auzi? Deci avem așa. Avem mazăre, avem pui, avem dragoste. Ce de mai vrea, bă, frate? Bă, ești nebun? Așa. Uite, dragoste am și aici, am și colegă de izolare. Ia zi, mămică, ce mâncăm? Pui indian? Sau mazăre? Un șoricel. De ce, un șoricel. Te iubesc. Nu v-ați prins cine mă sună. Mă sună Gina Pistol. Serios. Vorbesc serios, că am sunat o dimineață la radio și acum m-am sunat. Hai să vedem dacă pot să o pun pe speaker. Cred că ar fi ok. Hai să vedem. Ar fi chiar foarte tare. Ar fi foarte tare, da. Că tot vorbeam de ei acolo. Mi-a plăcut foarte mult cum execută ei așa. Da, acum e o combinație foarte interesantă, că noi o să apărăm pe YouTube și din YouTube au fost și ei pe YouTube. Stai, să audă cum sună? Da. Ia. Yeah. Alo, Ginuța! Noi te-am sunat de la radio. Era Ioana, Dezbrăcatul și Șerban. Cam ascultat ce ați filmulețul acolo și eram foarte curioși dacă ai gătit pui indian sau dacă ai gătit mazăre. Mazăre. Bun, asta unul la mână. Și doi la mână. Suntem foarte supărați. În special eu. Cel mai mult este Ioana. Eu am sesizat și m-am... Exact. Wow. Tu i-ai spus că îl iubești și aștepți să vină acasă și el n-a zis, mă, nimic. Păi dar nu poți să fii. Trebuie să fii romantic. Nu poți să zică și el. Deci așteptăm și partea a doua. Exact. Da, în care el să gândească. Cu finalul fericit. Cu finalul mai fericit. Și cu pui indian, da? Și cu pui mulțumim, indian. Gina! Te pupăm! Te pupăm! Pupă și pe Smiley și fă pui indian, te sunăm luni să ne spui cum a fost, da? Pa, pa! Deci, după cum puteți vedea, la vremuri de izolare... Noi n-am auzit, a zis? A zis bine, a zis că e ok, ne sună, ne vorbim. Cum n-ai auzit? Ai auzit, a zis că ne sună. Foarte tare! E, da, cam asta a fost pentru astăzi. Din când în când mai avem și Crâncotel Bune Luni. Nu uitați de pe 13. Ioana Șerban. Păi da. Ioana Șerban. Vrem să,
facem și bun și luni, începem cronica de 20 de ani, cu primii 10 ani, o să vezi cam cum arăta ăsta, o să stăm cu 50 acasă, de chile mai puțin. O să stăm acasă în fața televizorului, în pijamale, cu păturica pe noi și o să plângem, o să ne apuce nostalgiile. Șerban Ioana. Șerban Ioana. Eu vreau să vă anunț că fac fasole și haideți acasă, vă iubesc. Mulțumim, avem alte. Mulțumim, dar avem alte gusturi. Pa. Pa.